Cap. Nu, Rada Slavescu era. Cicâldău. Bancu. Au, ăsta e penalti. Sigur. Parcă am auzit zgomot de șut în minge. E căzut. Hai să vedem. Așa mi s-a părut. Ia. Nu, lovește pe Bayram. Nu, eu zic că dă minge. Atinge întâi mingea și din inerție lovește în spate pe Bayram. Dar dă minge, eu așa am văzut. Să vedem ce păreri, ce impresii vin din cabina ta. Cert e că Bayram își ia un șut zdravăn din partea lui Ganea. Asta este lovitura de cap a lui Cicâldău. Vine bine la întâlnire. Trimite tare, sub bară. Mai bine am revedea lovitura de la 11 metri, penaltiul. Și au zis, hai că dacă tot avem relori multe, hai să le dăm. Hoții, hoții! Strigă grupul de cetățeni, care în mod normal nu ar scanda. Spuneam, galeria farului lipsește la această partidă. Deci Uri și Buzbuc. Minutul 52, Uri bate penaltul. Ce ușor se întoarce soarta unui meci. Pe nepusă masă și absolut neprevăzut. Ce greșeală lui Vână la centrul terenului să face un fault ca acela și lași cu inferioritate. Nu știu cum și ala lui Gane. Era să o apere. Mijlutii s-a dus pe minge. Se cupe sub el. Șut tare. N-a avut timp să se culce. Șutul a fost tare. E 2-1 și Craiova e din nou în cărți. Ghinionis Buzbuc. O atinge cu cotul. Hai, strigă Gâlcă. Craiova are un om în plus. Se apropie pe tabelă și avem...